Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Se spune că doi copilași, un băiețel și o fetiță, locuiau împreună cu bătrânul lor bunic. Într-o zi, fetița se îmbolnăvește și a trebuit să cheme un doctor. După ce a examinat-o, doctorul a zis cu tristețe bunicului: fetița este foarte bolnavă, nu va mai trăi mult. Cât va mai dura? A întrebat bunicul. Doctorul a răspuns: vedeți nucul acela din curte? Acum este vară și este plin de frunze, dar atunci când va veni toamna și ultima frunză va cădea din pom, fetița va muri. Cuvintele acestea l-au întristat foarte mult pe bătrân, dar au fost auzite și de fetiță. Pentru că era încă vară, nu era atât de îngrijorată. Pomul era plin de frunze, dar când a venit toamna și frunzele au început să cadă, îngrijorarea i-a crescut mult. Privea în fiecare dimineață nucul din curte și număra frunzele care mai rămâneau. Încet, încet, frunzele se răreau și la fel era și speranța fetiței. Sănătatea ei scădea cu fiecare frunză, iar când au mai rămas numai câteva, și ea era aproape de sfârșit. Într-o dimineață, în pom mai era o singură frunză pe o ramură de lângă fereastra ei, iar fetița a stat toată ziua cu ochii la ea, așteptând să cadă ca să închidă și ea ochii. Dar frunza aceea nu a căzut toată ziua, așa că fetița a mai trăit o zi. A doua zi de dimineață s-a uitat și frunza era la locul ei și nu a căzut nici a doua zi, iar fetița a rămas să aștepte încă o zi căderea frunzei aceleia. Zi după zi se întâmpla la fel. De dimineață fetița vedea frunza la locul ei și aștepta să cadă, dar nu cădea. Așa că și viața ei se prelungea. A venit iarna, apoi primăvara, iar acea ultimă frunză a rămas la locul ei până când alte frunze, de data aceasta verzi, au început să crească, iar fetița a mers din ce în ce mai bine, până când a fost sănătoasă pe deplin. Ea nu știa că bunicul, fără ca ea să vadă, într-o noapte s-a urcat în pom și cu multă grijă a legat bine o frunză de o ramură chiar lângă fereastra ei. Și în fiecare zi urmărea ca nu cumva această frunză să cadă. Ca oameni trăim prin speranță. În fiecare zi ne punem speranța în sănătate, în putere de muncă, că vom fi în viață, că Domnul va fi cu noi. Speranța aceasta ne menține viața și ne dă putere să ne facem planuri, să mergem la lucru, să fim optimiști și să credem că vom și încheia ziua respectivă. Această speranță ne mână înainte și ne face capabili de planuri mari pe care să le ducem la îndeplinire. În lumea aceasta ne putem pune în speranța în multe lucruri, majoritatea fiind în puterea noastră proprie. Mergem la școli, ne alegem o meserie, ne căsătorim, alergăm, muncim, ne luptăm, însă oricât de multe speranțe am avea, puterile noastre scad. Sănătatea de asemenea, chiar și viața se sfârșește. În calitate de creștini, ne punem însă nădejdea în Dumnezeu și în Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Apostol Pavel ne spune că a dorit să ne facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume Hristos în noi, nădejdea slavei. El este speranța noastră, în El ne punem nădejdea, știind că aceasta nu va fi dată de rușine. Puterea Lui este infinită, înțelepciunea Lui de asemenea, iar făgăduințele Lui se vor împlini cu siguranță. Avem nevoie de o astfel de speranță, pentru că aceasta nu are capăt, ne conduce până în veșnicie. Poate că astăzi treci prin necazuri, te îngrijorezi, nu știi ce va fi mâine, dar Iisus este același ieri, azi și în veci. Puneți în El speranța aceasta și va rămâne până în dimineața venirii Lui.
iar atunci ne vom putea bucura cu adevărat de viața deplină pe care El ne-o va da veșnic.